Bun găsit astăzi pe gadgetreport.ro. Facem unboxing-ului camerei de la Google Nest Cam Indoor, o cameră de supraveghere pentru interior, o cameră de supraveghere care promite performanțe foarte, foarte bune, care înregistrează în Full HD și pe care poți să o folosești atât cu telefonul cât și cu Google Home Max, o Nest Hub Home Max, un gadget despre care v-am mai povestit aici pe gadgetreport.ro. Aveți un unboxing dedicat acestui produs. Astăzi vedem exact cum facem pairing-ul acestei camere la Google Home Max și cum putem vedea pe acest display foarte, foarte mare această cameră video de supraveghere. Bun, hai să facem unboxing-ul. Deschidem, atenție, mare atenție, de fiecare dată când cumpărați un gadget, indiferent dacă îl cumpărați din România sau de pe Amazon, cum este cumpărată această cameră, să vă asigurați că este sigilată, că nu a fost umblată când ea, pentru că sunt foarte, foarte multe gadgeturi care ajung în România direct de pe rafturile magazinelor, gadgeturi care au fost pur și simplu folosite pentru teste și a căror durată de viață, bineînțeles, nu mai este cea inițială, cea asigurată de către producător. De ce? Pentru că este simplu. Odată ce au fost folosite, mă refer aici de la televizoare, la telefoane, gadgeturi. Așa că sfatul meu este să evitați gadgeturile desigilate, pentru că s-ar putea să vă treziți că vor funcționa mai puțin decât vă așteptați voi, adică măcar de acel minim de 2 ani. Așa arată camera, o desfacem imediat și vedem exact cum arată. Bun, așa arată cutia, hai să-i scoatem capacul. Cutii, bineînțeles, premium de la Google, știm foarte bine că sunt foarte ok pe segmentul ăsta. Așa arată camera. Are un suport metalic, după cum vedeți, chiar o să o scot de aici. Și are un suport metalic foarte bine construit. Nu cred că e o problemă, îl vedeți și voi, îți permite să rotești camera într-o parte, în alta, poți să-i faci să o setezi în diverse variante. Bineînțeles, așa arată camera, îi scoatem sigiliu și o montez înapoi. E foarte simplu de montat, nu e absolut nicio problemă. Ea vine și se prinde foarte, foarte bine și practic, în acest fel, practic poți să o folosești după cum vrei, să o rotești, să o înclini, să o aranjezi în ce formă vrei. Cam asta așa e, nu mai are absolut nimic. Are un cod QR pe care trebuie să-l setezi, să-l înregistrezi cu telefonul, dar vă arăt puțin mai încolo cum se face acest lucru. Ce mai avem în cutie? Aici presupun că sunt manuale de utilizare. Hai să le vedem și pe acestea. Exact. Ce trebuie să faci? Practic să-l pui în priză, să descarci aplicația Google Nest și apoi să adaugi această cameră din aplicația Google Nest, să o adaugi în aplicație și în felul ăsta să o utilizezi. Bineînțeles că e în engleză, franceză și germană, nu scrie în românește, pentru că acest produs nu prea îl găsiți pe piața românească, îl găsiți mai degrabă pe Amazon sau pe surse neoficiale, pentru că Google oficial în România nu vinde astfel de gadgeturi. Are un cablu destul de lung și un bine făcut, un cablu cauciucat cu mufă USB simplă și un cablu pe care, bineînțeles, poți să-l amplasezi într-o priză cu ajutorul acestui încărcător. Se montează simplu. Vreau să vă spun că mi-a plăcut întotdeauna la Google calitatea produselor. Deci tot ce înseamnă produse, inclusiv acest încărcător, are un plastic satinat. E o senzație foarte premium. Ceea ce ne-a obișnuit Google, tot ce înseamnă produs de la Google, știm foarte bine, inclusiv telefoanele, tabletele, laptopuri, tot ce cumperi de la ei, inclusiv Google Nest Hub Max-urile pe care vi le-am mai prezentat aici pe gadgetreport.ro, arată foarte, foarte bine. E un cablu destul de lung, are cât cam 3 metri, nu știu exact. Hai să vedem exact dacă scrie pe undeva pe aici. Nu ne spune exact, dar vă spun că are 2 metri, cel puțin 2 metri, 2 metri și ceva, care se conectează, bineînțeles, la cameră. Ai mufa USB, pur și simplu introduci cablu în mufa USB și în momentul respectiv, bineînțeles, poți să pui acest cablu ca să nu se vadă, poți să-l pui mai bine așa, să fie ok și să poți să înregistrezi și nu-ți rămâne altceva. Hai să vedem ce mai avem în cutie, dacă mai avem ceva. Mai avem o chestie care e importantă.
Avem un stand de prindere, un stand de prindere care îți permite cu ajutorul a 3 șuruburi, și le avem aici, și o să vă arăt și șuruburile, pentru că și pe mine, cel puțin când am mai desfăcut, pentru că nu e prima cameră care o cumpăr, are niște șuruburi foarte bine profilate, niște șuruburi speciale, pot să le zic că aș vrea să văd așa, asemenea șuruburi în magazine, foarte mișto făcute, dintr-un material foarte, foarte ok, pe care poți să le prinzi pe acest dispozitiv. El este magnetic și odată l-i prins pe perete, să spunem, pur și simplu îl scoți acest dispozitiv și el vine și se prinde magnetic. Vedeți? S-a prins magnetic de perete și practic poți să pui camera în ce poziție vrei, fără nicio problemă. De ce? Pentru că fiind magnetic îți permite acest lucru. Poți să-l pui și pe partea asta, adică pe ambele părți, indiferent, depinde cum vrei să-l poziționezi pe perete. Și în momentul respectiv ți-ai pus camera. În general, camera s-o ții pe stativul lui, că e de ajuns și mi se pare că este foarte, foarte ok din punctul ăsta de vedere. Dar ai și așa ceva la dispoziție. Mai mult decât atât, ai inclusiv varianta de sticker. Dacă nu vrei să faci găuri în perete, prinzi acest sticker de această margine metalică, îl desfaci și practic îl folosești cu sticker și nu mai pui acele șuruburi în perete. Acum depinde fiecare cum își dorește acest lucru. Hai să montăm camera, să o băgăm în priză și să vedem exact cum funcționează, nu? Am băgat camera în priză, după că vedeți joi se aprinde acest LED care arată că funcționează. O să scot acest... uite că a mers fără această etichetă. Camera în momentul ăsta de față se inițializează și pentru a putea să începi să o folosești trebuie să-ți descarci aplicația Nest. Aplicația Nest o găsești în Google Play, e o aplicație gratuită pe care o descarci de acolo și din momentul respectiv aplicația se încarcă. Așa arată aplicația, bineînțeles că îi dai din butonul de setări și de aici poți să pui Add Product. Și îți cere, bineînțeles, să scanezi codul respectiv de pe spatele ei. O să scanez codul. Am scanat codul. Și în momentul respectiv, ea practic se conectează. Îți cere să introduci parola de Wi-Fi. Bineînțeles că trebuie să legi la un router Wi-Fi de acasă. Și dăm OK. Mă întreabă unde amplasez această cameră. Și o să spun undeva într-un bedroom. OK. Bun, îmi cere să o pun în priză, am pus-o în priză, ea în momentul de față se conectează. O să amplasez să se vadă ceva. Hai să vedem. Și-a găsit-o și acum îmi cere să mă leg la routerul Wi-Fi de acasă, ca să, practic, să poți încep să o folosești. Am legat-o la router, la rețeaua Wi-Fi. Și am auzit un zgomot, ceea ce înseamnă că ea se conectează. Îmi spune că o adaugă în sistemul meu de camere. Bun, i-am dat Next. Și acum ar trebui să văd. Iată, acesta este live video cu ea. Auziți, după cum auziți inclusiv sonorul. Pentru că, bineînțeles, are și microfon și box încorporat, adică poți să vorbești prin intermediul ei. O să o amplasez undeva afară și după aceea vă arăt de ce o amplasez afară. Îi dăm OK. Și în momentul de față, astea sunt camerele pe care le-am acum în momentul de față. Asta cea din sufragerie, camera respectivă pe care am setat-o acum. O altă cameră și cea din camera copilului, care monitorizează practic non-stop activitatea de acolo și mai mult decât atât îmi dă... De fiecare dată când copilul se mișcă, vedeți, copilul era acolo și dormea. De fiecare dată când se mișcă, el te atenționează că există mișcare. Și un lucru foarte, foarte bun, pentru că asta îți permite să monitorizezi foarte mult, foarte bine copilul. Mai mult decât atât, ai buton de talk, adică poți vorbi cu copilul și să-i spui să se liniștească sau să vorbești cu el în așa fel cu copilul respectiv să se liniștească. Cam așa arată camerele. Ele le poți lega prin acest dispozitiv pe toate la aplicația Nest. Mai mult decât atât, le poți trece în Home, în aplicația Google Home. De ce? Pentru că Nest a fost preluat de către Google și a fost integrat în aplicația Home. Chiar o să vă arăt aplicația Home. Home.
Așa arată aplicația Home la mine și o să vedem exact. Hai să mergem pe pe Home. Ok, și vedeți că mi-a așat în momentul de față camerele. Toate camerele sunt aici. Camera din bedroom, cea pe care am setat-o acum, camera de sport, e un display Nest Hub Max, camera din camera copilului, niște televizoare Samsung Q6, Q7, o altă cameră copil și o cameră din sufragețire pe care le-ați văzut. Mai mult decât atât, ne-am setat în aplicația Home inclusiv centrala termică și practic din această aplicație practic poți să setezi, uite de pildă, poți să setezi temperatura apei calde, să dau mai caldă, mai repede, cum îmi doresc. De asemenea, pot să setez temperatura camerei. În momentul de față am 22 de grade în interior, dar pot să mă duc spre mai mult, cum vreau de spun, și umiditatea e undeva la nivel de 50%. Deci poți să faci foarte multe lucruri cu această aplicație, mai mult decât atât, și o să vă arăt imediat exact despre ce este vorba. Poți vedea aceste imagini nu numai pe telefon mobil cu această cameră, le poți vedea inclusiv pe dispozitivele Google Home Nest Hub Max sau Google Nest Hub, depinde de care ți-o cumperi, pentru că una are 11 inci, una are 7 inci. O să vă arăt exact cum funcționează și din punctul ăsta de vedere. Bun, deci suntem la momentul la care vedem cum se văd aceste camere pe acest Google Nest Hub Max. Intrăm în Home Control și avem camerele și avem așa, camera bedroom, camera sport, camera copil, camera sufragerie. Să mă duc pe bedroom, cea pe care am desfăcut-o și am făcut unboxing puțin mai devreme. Eu am plasat undeva să bat în afară. Hai să vedem exact cum se vede. Iată, asta este imaginea care o captează de pe geam, de undeva din afară. Bineînțeles că ai sunet, ai microfon și practic poți să vezi exact ce imagine captează. Bineînțeles, mai am și o altă cameră care este în camera copilului. Vedeți și voi cum dă, fără nicio problemă, foarte, foarte bine. Camera din sufragerie, hai să vă arăt și pe asta puțin. O să dau mai departe în Communicate Media, înapoi în sufragerie. Și practic în acest moment văd toate camerele direct pe acest display. Mai mult decât atât, pot să fac un lucru foarte, foarte simplu, să-i spun Hey Google, play bedroom camera. All right, streaming the bedroom. Și el practic îmi livrează în acest moment imaginea. Deci practic inclusiv prin comandă vocală poți să vezi imaginile de pe această cameră de la Nest, pe care poți să o vezi exact pe display-urile de genul ăsta. Acesta este Google Home Nest Hub Max, dar mai e, bineînțeles, mai este și o versiune mai mică, undeva pe la nivel de 400 de lei, Google Nest Hub. E o variantă mai mică, cu o diagonală mai mică de 7 inci, aici avem o diagonală de 12 inci. Ce poți face cu acest dispozitiv? V-am arătat de foarte multe ori. Îți prezintă, pe lângă faptul că are cameră și practic poți să o folosești de cameră, poți să te uiți la Netflix, poți să te uiți la HBO Go, poți să te uiți la tot felul de lucruri, poți să-i comanzi să-ți livreze, de pildă, Hey Google, play Netflix. Hey Google, play Netflix. Ok, here's Netflix. Altfel spus, poți să te uiți la filme, poți să asculți muzică, poți să o folosești de cameră de supraveghere, poți să o folosești pentru diverse întrebări, poți să îi ceri tot felul de lucruri la fel, aceleași lucruri pe care le face Google Assistant, îl știți, doar că aici îți livrează totul pe acest display foarte, foarte mare, iar sunetul este unul foarte, foarte bun. Bineînțeles că poți avea aplicația respectivă, v-am arătat-o puțin mai devreme, aplicația Nest sau aplicația Google Home, direct pe telefon și să monitorizezi exact din telefon, să monitorizezi ce se întâmplă în camerele asociate contului tău de home. Așa arată în momentul de față la mine și o să vă arăt inclusiv camera copilului, asta e camera copilului și mi-arată motion-ul, ce s-a întâmplat pe acolo, de când a fost mișcare, poți să vezi clipurile respective. Mai departe, dacă vrei, hai să mai dăm o dată. Mai departe, uite, de pildă, mă duc pe această cameră, pe camera nouă și te poți juca pe ea,
pot seta diverse lucruri, o să mă duc în setări și pot să playez sau să închizi camera respective, să-i dau un shuttle, adică să înregistreze într-un anumit interval de timp, pot să dai home away, adică să funcționeze sau nu, notificările, ce tipuri de notificări vrei să-ți afișeze, push notification, adică să-ți revină mesaje pe telefon. Sound, poți să-i pui și sunet în momentul în care vrei să notificările respective să fie activate cu un sunet special. Quality and bandwidth, adică să stabilești ce calitatea imaginii trasă, bineînțeles că ar fi bine să o treci pe high. Mai varianta inclusiv de a stabili nivelul de luminozitate, dacă vrei să fie pe auto, pe low, pe high. Ea trage foarte, foarte bine inclusiv în regim de noapte și vei vedea foarte, foarte interesant noaptea imaginea. Night vision vedeți și voi e pusă pe auto, dar poți bineînțeles să treci pe always on. Atât doar că dacă treci pe always on, s-ar putea ca imaginea să fie alb-negru și pe tine te interesează să o vezi color. Iar sfatul meu este să o lăsați pe auto, pentru că veți avea inclusiv o imagine de noapte color. Deci cam așa arată imaginea respective, cam așa arată camera. Deci, practic, cu această cameră video vei putea să monitorizezi casa, să vezi niște lucruri interesante din casă, pe telefon, pe tablet, pe acest dispozitiv Nest Hub Max, pe orice alt dispozitiv. Dacă te interesează să monitorizezi, pentru ce să-ți monitorizezi casa? În primul rând, dacă ai un copil, e important să vezi ce face copilul respectiv din orice unghi și în orice situație. E important dacă ți-e teamă că intre cineva în casă neautorizat, vei primi o notificare despre faptul că cineva a intrat în casă și de ce? Pentru că camera e inteligentă și știe să monitorizeze zona și să-ți dea o notificare pe telefon că cineva ți-a intrat în casă. E un lucru bun, e un lucru bun care cred că contează. Live, ați văzut, eu am pus această cameră pe zona de parcare și din punct de vedere al parcării văd tot timpul dacă sunt probleme în parcare, ea înregistrează și văd exact cum e situația în parcarea blocului. Acestea fiind spuse, dacă aveți întrebări legate de această cameră de la Google, dacă aveți sugestii despre gadgeturile pe care vreți să le testăm, scrieți-mi în comentariile acestui clip video sau trimiteți un mail pe office@gadgetreport.ro. Vă mulțumesc!